Gata, pornim la clasa 5-a? Da. Se consideră numărul 7 de 15. Exercițiul 4 de la pagina 15. E X, zicem, 7 pe 15. E numărul X egal cu 7 pe 15. A. Scrie sub formă de fracție decimală numărul. Deci, X, fracția decimală egală cu, nu? Da. X egal, X egal, fracție decimală. Decimală. Încărcați numărul între două numere decimale, având aceeași parte întreagă și o singură decimală. Încărcați numărul între două numere decimale. Având aceeași parte întreagă și o singură decimală. Și o singură decimală, da? Și o singură decimală. Și o decimală. Și ce? Scrie și a 2017 decimală a numărului. Deci... Scrieți. Scrieți. Și a 2017 decimală. Și unde? 2017 decimală. Și cum? Deci trebuie să facem mai întâi să facem VX pe care deci mai întâi să împărțim 7 la 5. Așa, cu asta începem. Bun. Și încep datele. 7 împărțim la 15. Dar nu știa el o teorie primitoră? Oare e mixtă, e periodic și să-i mai obișnim cu aia? Așa. O fi de ceva mai... Stați. Erau trei feluri, fracții decimale. Mixtă, periodică, mixtă, periodică, finită și finită. Da. Oare de care o fi asta? Finită. Nu e finită. Nu e finită, zice el. 3 ori 5, înmulțirea două numere prime. Da. La 5 încă unu. Deci 3 ori 5, înmulțirea două numere... 5, numere prime. Era o chestie, dacă conținem pe 2 sau pe 5... Da. Voi ați venit cu o chestia asta. Deci, o fracție decimală periodică simplă. O fracție decimală finită. Se transformă într-o fracție ordinară astfel, aici aici aici. De la, înapoi, deci, de la fracții decimale. Deci, am discutat asta. Da, nu, dar trebuie. De pur și simplu să facem încălțirea asta. Facem și încălțirea. Facem și încălțirea, dar mama a fost întrebare. Dacă se sparge, dacă îi faci jos, e multiplu de 5, deci dacă printre divizori se află 2 sau 5, da. Deci să află 2 sau 5, este ce fel de fracție? Este fracție periodică simplă. Deci dacă se află 2 da, era simplu, nu? Parcă era simplă. Dacă era cu 2 și 5, parcă era simplă. Când? Nu, când era simplă, când în compoziția numitorului nu se găsea 5 sau 2. Și când era mixtă, era atunci când numitorul era compus din 5 ori sau 2 ori număr. O să citesc de aici, da? Da, citește de acolo. Deci, o fracție, fracția ordinară ireductibilă x pe y, al cărui numitor are numai factor prim diferiți de 2 și 5. Deci, numai prim diferiți de 2 și 5, adică să fie cumva de forma 3, 7, 11, da? Da, dar aici e 3 ori 5, are. Ăla are pe 5. Da, se transformă într-o fracție decimală periodică simplă. Aici nu-i cazul, că are pe 5. Așa. Dacă fracția ordinară ireductibilă x pe y acolo numitor are pe lângă alți factori și cel puțin unul dintre factorii 2 și 5, așa. Se transformă într-o fracție decimală periodică mixtă. Hai să ne rămânem. De ce așa? De ce așa? Corect. Dar și întrebarea, cui a venit în minte să aducă să zic asta? Deci, noi suntem totuși în postura celor care vrem să aflăm adevărul despre ceva.
Deci spune autorul că dacă are numai numere prime, da? Deci dacă are numai numere prime, fără 2 sau 5, să nu cumva să fie la divizor 2 sau 5, atunci este un număr periodic de care? Periodic? Simplu. Cum nu se întâmplă chestia asta? Cine a visat noaptea chestia asta? Merită să ne întrebăm? Da. Merită să ne întrebăm. Hai. Pentru că în condițiile în care anumite afirmații le învățăm pe care, am încercat să facem toată trecută asta. Nu ne rămân. Și nu ne rămân nimic. Exact. Ne-am întâlnit astăzi în aceeași situație. Nu am înțeles de ce. Încercăm să memorăm lucrurile și este așa, le înveți cu limiți. Adică, dacă ar fi 1 pe 3 ori 7, sau nu 1 pe 3, numai 1 pe 3, numai 1 pe 3, la împărțire, asta vine 0,3 perioade. Da. Adică periodică simplu. La fel, dacă ar fi 1 pe 7, face 0, ar fi 0,1. Deci, și apoi 30, și apoi vine 3, da, deci 0,1. Deci 0,1, 4, 2, 8, este un grup de 10, mai e tot periodic. Dacă hai să împărțim ca să, da, să ne convingem. Deci 1 împărțim la 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Asta se repetă, da? Da. Și iarăși, mă rog, să continuăm, e clar că tot periodic simplu este. Este tot un număr periodic simplu. Acest lucru dă de gândit, pentru că dacă aș fi luat deoparte 1 supra 3 ori 2, 3 ori 2, adică 1 pe 6, ăsta, să vedem cât ne dă. 0,1 și 6 perioade. Ce fel de număr este ăsta? Da. Este un număr periodic mixt. Deci dacă luam pe 2, 3-ul, ceea ce era periodic simplu, mă duce acum la periodic mixt. Au dreptate ăștia când spun și chestia. Așa? Da, să vedem. De ce? Mai ne convinge cu și dacă l-au pe 5, adică 1 supra 3 ori 5, 15. Cum? Nu avem 1 pe 15, ci avem 7 pe 15, dar l-am luat pe 1. Tot 0,06 perioade. Este tot un număr periodic mix. Și asta. Lucic, ăla are pe 3 ori 5. Ăsta l-are pe 2 ori 5. Ăsta l-are pe 3 ori 5. Deci dacă în viitorul este un produs de factori prin, în afară de 2 sau de 5, e un număr periodic simplu. Dar dacă l-are pe 2 sau pe 5, printre divizorii număr respectiv, atunci e vorba de un număr periodic mixt. Să vedem de ce. Îl iau pe ăsta care îl are pe 2. Să înțeleg. Să ne da și pe 5. Deci 1 supra 3 ori 2. Da? 1 supra 3 ori 2. Înmulțiți fracția asta cu 5. De ce? 5 pe 30. Face egal mai departe cu 5 pe 30. 30, ai zis, da? Da, 5, 3 ori 10, zic. Da, 3 ori 10. Da. Și 5 pe 10. Nici o să am ridicat cu 5. Și am ridicat cu 5 ca să fac 10-le. O vreau neapărat să ajungă la 2 ori 5. Să ajungi și 12 pe 5. Ai înțeles anumitor, David. Da. Până acum l-am avut doar pe 2 ori 5. Deci, tu insistă pe partea asta. De ce cu 5, nu cu 3? Corect.
Bun. Mai să mă întorc aici. Tu știi să faci 70. 73 pe 10 cu cine este cap? 73 pe 10. 73 pe 10. Adică cât faci? 7,3. Deci tu faci scade repede de 2 sau de 5 ăla. Și ai pus fracția asta într-una echivalentă. Da? Deci am adus-o într-una echivalentă. Și asta face acum cât ar face? 5 pe 10, 0,5. Păi da, noi vrem 0,5, 5 pe 10 ne place replica, să o ducem în decimală, repede. O 3. Da. O 3, supra, David. Supra 3. Da, o supra 3, corect. Da. Da, și acum să vedeți care este jocul foarte tare. Deci mă întorc și spun așa. Când îl are pe 2, amplificăm cu 5. Când îl are pe 5, o să amplificăm cu 2. Care-i rostul? De aici încolo, asta se transformă într-o fracție periodică simplă din ce știm noi când are, mai are pe 2 sau pe 5. E pe 3, da, e un prim. Așa. Și acum, noi ajungem cu împărțirea la 0,5 și când continuăm acolo, prima decimală e deja fixată. Și periodicitatea când începe? După cifra asta. Adică 5-ul rămâne, ziceți? Nu, rămâne 5-ul, se face împărțirea. Da. Dar ne rămâne o primă decimală, da, de după virgulă, care nu mai intră în grupul de care se repetă. Corect. Că dă 0,1 pe care de 6. Asta e. Deci asta e explicația. Că din clipa în care am înmulțit cu 5, am adus într-o fracție echivalentă, iar acum, când fac împărțirea nemai fiind 3 și 2, da, 2 și 5, pardon, ne venim de 2 și 5, când încep să fac împărțirea, nimic cum le-am dat. 0,5 împărțit la 3. Ca să facem efectiv, să înțelegeți. Da. Da? Și 0, da? 5, 3 în 5 merge o dată, unor 3, face 20. 3 în 20 de 6 ori. 3 ori 6, 18. 20. Ia. Și iată cum 6 apare. Deci, când începe să apară grupul care se repetă? Din clima în care încep să adaug 0 ori. Corect. Și acum știu și câte decimale are partea neperiodică. Partea neperiodică are o singură cifră. Atunci are ce n-ați amplificat acolo, sus cu 50. Cum? Cu 50. De ce cu 50? Sunt de 100. Și dacă făceam cu 50, ar fost 50 supra cât? 100. Păi 50 puteam virgula la unde? După 2. După 2 și dacă puteam după 2. Și era aceeași poveste. Deci, tot 2, care înseamnă revenit la una. Eu fac la cea mai simplă fracție, cu putință. Dacă aș fi avut supra 4, 3 la 2, fii atent ce șmecher este. Dacă eu aș fi avut așa 1 supra 3 ori 2 la 2, 3 ori 2 la 2, înmulțesc acum cu cine fracția asta? Ca să o aduc într-un an echivalent. Că noi știm că fracție echivalente transformă. Cu cine? Cu 25. Cu 5 la 2, corect? Da, cu 5 la 2. Minim. Că îmi cere aici. Da? Deci eu înțeleg că aici cu am zis cu 5 la a doua. Și mă face 25 supra 3 ori 3 ori cât? 2 la a doua care este. Ori 5 la a doua. Și face 25 supra 3 ori 10 la a doua sau 100. Care înseamnă 0,25 supra 100, care înseamnă 0,25 supra 9.
face 0,25 supra 3. Știți voi ce fel de periodic este asta? Mix, Și cu câte zecimale la partea mea periodică? Câte? Cu 3. Ia uite, 2. Eu vă spun niște lucruri atât de interesante, cât, credeți-mă, rămâne o șmecherie care trebuie să o înțelegeți altfel, dar mecanic învățați, nimic nu țineți minte. Cum? Trebuie să vă spun, nici eu nu țin minte foarte multe lucruri mecanice. Dacă îi învăț, azi mă limit. Dar dacă încerc să umblă la jos, acolo, la rădăcină, să înțeleg de ce mă chestia asta? Cum eu îmi dă minte de dacă are un 2 și un câmp un 5, sigur este. De ce? Pentru că el o transformă în fracții echivalente, din ce știm noi, ce înseamnă dacă îmi țin și un vărător și un viitor cu același lucru, fracția rămâne neschimbată ca valoare, ca număr. Da? Și acest lucru eu exploatez acum. Și acum, dacă aș face împărțirea complet, hai să facem împreună, 0,25, vă convinc, împărțit la 3, ar face 3, 0, 3 în 2 merge de câte ori? De 0 ori. Așa, 25, 3 în 25 de 8 ori. 8 ori, 3, 24. Și acum 1 și punem 10, 3 ori 3, 9, da. Ia 1. Era cu 3 decimale. Măi, nu, băi, cu două la partea neperiodică, cu 2 decimale. La partea neperiodică. Iar partea periodică, cu o singură decimale, 3. Deci eu am întrebat așa. Când v-am aranjat de ieșițul ăsta de aici, m-am întrebat. Numărul acesta, sigur este un număr periodic de care? Periodic mic. Da? Sigur este un număr periodic mixt. Întrebarea era, este un număr periodic mixt, dar câte zecimale are partea... Gata, sunteți atenți. Câte zecimale are partea neperiodică? Partea neperiodică are răspuns corect, are 20 mari. Că e 2 la a doua și am mulțit cu 5 la a doua, mi-am făcut 100, 10 la a doua, 20 mari, partea neperiodică, iar după aceea partea periodică. Mi-am întâlnit o chestie de asta. Trebuie să o spun, n-am să spun, tot făceai nu știu ce lucru, da? Spun la un curs. Studenții. Vă povestesc așa, ca să vă mai deconectez un pic. Atenția este importantă. Exact, este îndobșită, e energizantă, a fost la fără natural, dar nu e mult. Aveam în anul în facultate o colegă de grupuri foarte puternică. Dar era cu un tupeu extraordinar. Atât de tupeiști, așa, te dea sentimentul de siguranță atât de mare, încât profesorii cu toții se le trăgeau în fața ei. În anul întâi se chema Stancio. Cristina, te salut, dacă o să vezi filmul ăsta. Stancio și eu cu U, cursul, eram deseori, o prindeam la în momentul când ea răspundea la examen. Și ea începea, părerea mea aici, părerea mea aici, dirija cursul, aici, fac așa, totul. Profesorii nu reușeau să zbărească. Și o impresie extraordinară, nu luam numai 10, nu se discuta, până în anul 3. În anul 3, la cursul de algebră, apare un profesor, care ne este și îndrumător de an, și care, mă rog, și-a pus el în gând să o potolească un pic pe Cristina. Și făceam și seminarul. Seminarul este locul unde ne întâlnim și făceam ieșiții noi. Curs, unui profesor o predă și seminarul este cel în care discutăm și facem partea aplicativă. Dar Cristina, stilul ei
dezinvolt și nu știu ce, avem un seminar la 6 la 8 seara, nu din niciodată. Și ea amestecat gumă. În timp ce amestecat gumă și așa dezinvoltă, nu știu ce, nu știu cum, mai aruncat câteva cuvinte printre dinți, amestecat gumă și nu știu ce, profesorul se așează în banca întâi. Dar noi știam că el o înțepa ușor, ușor. Și două ore ține la tablă, ia varianta care aici părerea mea nu știu ce, nu știu cum, aici părerea mea nu știu cum, aici nu știu ce. În sfârșit, el în bancă se mai vede și pe altă părere. Una are pe mea. Și tot înțepa și tot așa, până la sfârșit. Nu-i atrage atenția că nu-i tocmai politicos și nu-i un lucru plăcut ca să mestece cum în timp ce... Da? O aduce în stadiul în care Cristina începe să plângă la tată. Deci, punând într-o situație dificilă, neplăcută, așa, ușor, ușor, începe să plângă. Și atunci el îi spune, vai, tu așa, tu așa stage. Dar ce s-a întâmplat? Ar fi s-a întărit guma. Ați înțeles? Cam care era finețea? Eu mi-am amintit doar ultima. Variante, dar așa a fost tot dialogul acela între ei. Deci, atât de frumos era el și m-a dus până în limita aceea. Și că acum, când intram la examen, spun la Cristina cum? Și mi-a schimbat tactica, nu mai. Așa, foarte frumos și foarte. Așa, m-am găsit cu profesorul după aceea, peste ani, la un examen de gradul 1, eu fiind profesor invitat din partea inspectoratului, la gradul 1 există o comisie care îți face, și am să vă spun ce discuție am avut cu ea, cu el după aceea. Dar numai mămicilor. Vreau să închid. Am făcut o paranteză un pic mai lungă. Pentru că... Ți-ai dezmoțit? Deja te-ai dezmoțit. Mai ești ceva din și intervenția... Ești o mă întorc în exercițiu. N-am terminat povestea. Eu vreau să discut mai în amănunt chestiunea. Să înțelegeți copii. Efortul pe care îl fac este acela de a înțelege cât mai bine jos acolo la rădăcini cu spune. Deci, când luăm un număr, indiferent ce număr sunt la împărător, dar aici eu îl las pe unul tot timpul, că nu e important cine este la numărător. Da? Ci important este la numitor cea. Deci dacă l-am pe 2 sau pe 5 la 8 putere, neapărat, cum a fost 2 la 3, ori 7. Deci 2 la 3, ori 7, să zic așa. Cu cât de mulțesc eu aici ca să liniștesc pe doi ăsta? Cu 5 la? Cu 5 la 3. 5 la 3. Mă cu 5 la 3. Fac 1 supra. 2 la 3. 5 la? 3. 5 la 3. 5 la 3, da. 5 la 3, foarte bine. 5 la 3. Supra, doi, după discuția vă dau, dacă vreți, vă dau un pic de energizant. Sau cum? 5 la 3 ori 7 și egal cu 5 la 3 supra 1000 ori 7. Da, deci 10 la 3 ori 7 și face 125 125 supra 10 la 3 ori 7. Și asta mă duce spre 0,125 împărțit la 7. Și știți ce fel de număr va fi acesta? Da, și da. Deci un număr decimal, un număr decimal periodic mix, cu partea neperiodică din 3 cifre. După aceea arată periodică, nu știu câteva. Dar e sigur mix și știu și numărul de decimal. Da. De acord, da? Deci ați înțeles ce fac eu? De aceea evit. Evit partea neperiodică. Și știu exact, e mix sau în prezența lui 2 sau lui 5, mă determină să spun categoric. Când există 2,
sau 5 printre divizorii de la numitor, va fi un număr periodic. De care copii? Adică la divizor sau în 2? De care va fi dacă? Când am ajuns la numitor. Va fi mixt. Va fi categoric periodic. Și când nu este, când am dat două numere jos la numitor prime. Nu 2, 7, 9, câte mai multe. Adică să fie simplu. Da. Ați înțeles cu da. Ce grupul de perioade e imediat. Când numitorul este o putere de a lui 2 sau a lui 5, este finită. Când este o putere de a lui 2 sau a lui 5, 5 este cu finită. Sigur că da. Oare 7 pe 5, că atunci nu o fi tot. 7 pe 15. 7 pe 15, înțelegeți nu. Păi va fi periodică mixtă. Corect. Că vede că e 5-ul. 5 pe 5, corect. Da. Și periodică mixtă, cu câte decimale la perioadă, partea neperiodică? Dacă ați înțeles, ziceți. Stați puțin. Deci 3 ori 5. Adică acolo să fie... 3 ori 5. Păi 3 ori 5. Păi 3 ori 5. Păi da, 3 ori 5. Știți că pe... V-a zis domnul Sușbeche. Câte decimale va avea partea neperiodică? 3 ori 5. 3 ori 5. 15. Nu. Ați avut 2 la 3. Ați avut 5 la 3. Ia să vedem. Hai să luăm încă la așa. Una. M-am prins. Că 5 la 3. 5 la 3. 5 la 2. Și faceți 2 sus la 3 ori 10. Scap de 10 ăsta, care am 0,2. Și acum e limpede că partea periodică începe după prima decimală. În momentul de față, sper că ați înțeles cu adevărat, dacă nu mai insist. Deci, dacă există printre divizori 2 sau 5, atunci este foarte periodică mixtă. Mixtă. Când nu se găsește și sunt jos la numitor două numere prime. Pe parcursul, ca să înțelegem bine. Și când am mai spus, când sunt mai puterea lui 2 și a lui 5, e număr finit. Știți de ce? Da. Să-ți spun. Deci dacă este așa, 5, 7, supra 2 la a doua, 2 la a doua. De ce ăsta e finit? De ce? Pentru că 4 nu este... Fiindcă mulțim aici cu 5 la a doua. Da, și o să iasă acolo. O să-ți fie 7 ori 5 la a doua. 7 ori 5 la a doua. Și să fie 7 ori 5 la a doua. 2 la a doua ori 5 la a doua. 2 la a doua ori 5 la a doua. 7 ori 5 la a doua, supra 100. Și când să se împartă la 100, știm să facem asta. Da. Are număr finit de 10 bani. Da, deoarece este împărțit. Da, se pune întrebarea. Cât ar fi aici? 25 ori 7? 27 vreo 155. 175. Da, 175 și 100. Și o să fie 75, da. Bravo. Deci ați înțeles? Vedeți supra 100 și vin cu strângerea. Vedeți ce fericite când înțelegeți și unii totul clar. Deci de aia e cu număr finit. Nu că spune avut. Ăsta e motivul. Când noi avem o echivalență, în fracție echivalentă, facem mișcarea asta, știm să împărțim la 10, 100, 1000, având la o putere clar, știm exact și câte decimale vor fi, totul este clar, cum să spun, ca la lumina zilei, totul clar, facem totul perfect. Deci, e limpede, dacă am mai puterea lui 2 și a lui 5, fără niciun alt număr deci dacă avem mai puterea de 2 și a lui 5, fără niciun număr prim, este o fracție finită. O fracție decimală finită, categoric finită. Știm de ce, nu?
urmează să împărțim la 10, 100, 1000. Da, deci dacă e numitorul, trebuie să fie numitorul. Așa, numitorul trebuie să fie... O putere de... Numitorul trebuie să fie... O putere a lui 2 sau 5. Și atunci este fractezecimală finită. Când nu este, când sunt doar numele prime în componența numitorului, acesta este fractezecimală simplă. Deci când sunt numai... Dar componența numitorului sunt numai nume, numai factori, în afară de 2 și 5. În afară de 2 și 5. Și când... Atunci este o fracție periodică? Simplu. Și când este numitorul este compus din 2 și alt număr sau 5 și alt număr. Alți factori. Și s-a făcut fracție decimală periodică. Iar să zicea, când la numitor se află 2 la diverse puteri și cu alți factori... Este fracție decimală, sau 5 la alți mari, așa, este fracție decimală periodică mixtă. Și am pus la fel. Hai să ne facem exercițiu. Vedeți, am insistat pe chestia asta pentru că am sesizat un lucru. Am muncit data trecută. Deci am muncit să învățăm regulile acelea. Dar, din păcate, nu le-am reținut și bine că nu le-am reținut. Este încă o dovadă a faptului că învățarea mecanică este de prisos la matematică și că trebuie să înțelegem fenomenul cât se poate de bine și atunci lucrurile merg clar. Ne întoarcem la exercițiu. X fracție zecimală. Vom împărți, adică vom avea o fracție zecimală mixtă. X este, cum să vă spun? Periodică mixtă. Și este de zecimală așa mea? Una. Și mea perioadă. Eu uitați, domn profesor, când mai opresc. Da. Una la partea. Ne perioadă. Și o să fie X este egal cu 0,4 în perioada 6. Deci, așa va da. X egal cu... X egal cu 0,4 perioada 6. Perioada 6. Așa. Încadrați între două numere decimale, având aceeași parte întreagă. Hai să vedem ce vă zice exercițiul. Nu mai e sigur. Între 0 și 4. Aici am să dați voie. Poți să două numere decimale. Deci încadrați între două numere decimale, având aceeași parte întreagă. Adică tot 0. Adică 0,3 perioada 6? M-ar fi, adică să-l încadrăm între două. Să-l încadrăm, adică X să fie la mijloc. Aici este adică, ăla din față o să fie 0,4. Nu că trebuie să fie același, trebuie să fie... A, o să fie 0,45. Adică 0,4 perioada 5. Da. Nu? Da. Adică e mai mic. Da, adică e mai mic. Aceeași parte păi 0, 10-mală și 8-10-mală. Adică 0,45. 0,4. Da. 0,4. 0,4 și... Că trebuie să fie doar 8. Păi la nivel de zecime. Și acolo să fie 0,5. Da, așa. De 0,4 și 0,5. Da? Dar dacă vă cer să-l încadrați la nivel de sutime. La sutime? 0,45 mai mic decât X, mai mic decât 0,47. Da, deci X mai mic. 45. Dar ați spus cu 2. 4. Ați spus la nivel de sutim. Da. 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 Pe 0,46 și 0,47. Da. 47. Dar trebuie să fac și în tabel de acolo. Știu, da. Și-ți periodic. M-am gândit că dacă e 6 acolo,
Trebuie să mă duc la 5. Deci, da. Deci, da, mi-a dat seama după 6 nu mai 0, 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 la acea perioadă. Azi, urmă foarte mult de 6. Da, și acolo urmează 0, 0, 0, nu știu. Vreau la nivel de, atenție, la nivel de zecimi de miimi. Adică câte? Adică a 5-a, a 4-a, a 4-a, a 4-a, a 4-a, a 4-a. Zecimi de miimi. A 4-a, a 3-a. 0,4, 0,4, 6, 0, 0. 0,4. Așa? Nu? Nu așa, pe lasă zero. Lăsă-mi, Daria, am o rugăminte. Înainte de a vorbi, analizează-ți cu atenție, că te repezi foarte repede. Da, scrie. N-am mai vorbit asta. Știi? Da. Iată, să vă dau modelul lui Horvat. Vedeți ce face? Stă, așteaptă, analizează. Corect. Și când are soluția, tu se ridică mâna. Da, hai să acest chestie. Dar dumneavoastră a spus să ne ducem repede pe exercițiu. Păi ne ducem repede pe exercițiu, dar ne ducem greșit. Viteza mare este bună pentru loc. Păi a spus să ne ducem repede până găsim de ce. 0,4 0,4666 perioadă. Am însemnat 0,4 6, 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
Deci până o găsesc. Să fie, cum am spus, urmă să fie 0,4666. Deci X-ul să-l încadrezi așa. Între. Da. Atenție. Ăla mai e să fie 0,4666. Corect. Și ăla de sus o să fie 0,466. Gloria. Încă 6. Corect. Adică ce vezi ce a zis ea? Unde vreți la al patrulea, 1, 2, 3, 4, aici zice și ultimul în casă. Pentru minorant, renunț la toate celelalte, iar acum pentru ăsta, l-am dus cu o zecimală, cu 1 plus 6 și-a făcut 7. Corect. Da? Ați înțeles? Da, deci, practic, i-am crescut aia și ăstuia, aici bătăle o fac, o dau. Pentru zecimala de pe ordinul care? De pe ordinul 4, nu? Că am zis 10.000. Că sunt 10 de 1, 1, decim de mii. Deci zecim, sutim, mii, zecim de mii. Și acum, pentru 10 la a 6-a. X să se încadreze. Pentru 10 la a 6-a, cred că milionii. Sutim, da, exact, milionii. Da, nu? Milionii. Dar deci așa, 0,7. Așa. Deci la 6-a. A, 6-a. Dacă spunea milionime, vă lăsam pe voi. Da. Așa am zis 10 la 6-a. Deci este a 6-a decimală. Adică care e? Pot eu? 0,4666666. Așa. 2, 4, 5, așa, 6. Mai bine decât X-a. Mai bun încă unul? Nu, nu, pentru că mai e și 4. 0,4666666. 2, 4, 6, 6, 6, 7. Corect. 2, 4, 6, 6. Am înțeles. Da? Deci, da. Ați văzut, v-am indicat. Asta înseamnă să o încadrezi între. Aici încadrați între două numele întregi cu aceeași parte, o singură zecimală, aceeași parte întreagă. Și acum mai insist încă pe chestia asta, un pic, și pe urmă mă duc la punctul următor. Aș vrea să înțelegeți că orice număr X are 27,34. Deci 27,34. Spuneți-vă, X e ca 27. Nu X, ca să nu fac confuz cu X de bine. Y, 27,34. Are o parte întreagă care este 5, 27. Se scrie matematica așa. Partea întreagă a lui 27, partea întreagă a lui Y, al lui Y, egal cu 27. Deci partea întreagă. Unde ați mai văzut voi
o paranteză dreaptă, scriindu-se. La geometrie am văzut o chestie. Nu, la geometrie. Dar voi, când am mai notat noi paranteză dreaptă? La? Capul. Ce capul, ce interesant. Ei nu știu dacă au făcut acolo. Au făcut ei? Dacă am făcut de amarătate. Cu ăștia de amarătate. Cel mai mic lucru comun? La șasea. Au făcut noastră cu ei așa, că ar fi de ei la șasea. Nu, dar eu acum pun la punct chestia asta, că eu vorbesc de partea întreagă. Uite și în exercițiu, zice. Partea întreagă. Și oare i-a zis așa cu parate bine? Da, băi, mi-ai da, 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 da. Deci, eu insist pe partea asta de notație. Pentru că ceea ce vă spun acum este important. Voi ai vorbit de numere decimale, da? Numerele decimale au o parte în fața virgulei, dar se cheamă partea întreagă, da? Deci am notat-o, așa se numește intitulează, partea întreagă. Partea întreagă. Adică, în loc să scrie în țară, sunt cuvinte paratice. Deci, orice număr se compune, număr decimal, se compune dintr-o parte care este în fața virgulei. Deci asta se numește partea întreagă. Scrieți așa, partea întreagă. Iar tot ce urmează după virgulă se cheamă partea decimală. Decimală. Și partea decimală până am înțeles. Așa. Parte de rotunde. Nu. Acolo. Nu, întreagolată, întreagolată. Așa. Deci partea... Parcă ne-ați mai spus. Mai da, spus. Mai făcut. Partea decimală a lumeire este egal cu 34. Da? Partea decimală, nu 34, zice 0,34, ca să fie și mai nu fie loc de confuzie. Adică tot ce înseamnă decimalele de după virgulă, 0,34. Deci orice număr se scrie, de fapt, ca suma două părți. Una partea întreagă și partea decimală, da? Partea întreagă, din coace de virgulă în față și partea decimală. Acum, în exercițiul de mai înainte, a fost așa. Încadrați numărul ăsta între două numere decimale cu aceeași parte întreagă, da? Ei, dacă eu mi-aș fi dat așa, în loc de numărul care mi s-a dat autorul, zic așa, Y egal cu 3,4 și 57 în perioadă. 4,57 în perioadă. Vă rog să-mi încadrați acest număr, Y, între două numere consecutive, între două numere cu aceeași parte întreagă, cu aceeași parte întreagă, la nivel de miime. Deci suntem încadrați la nivel de miime. Adică cu 3 decimale. Adică să fie cu 3 decimale. Așa. 3,457. Deci Y-ul cuprins între 3,457 și 3,458. Da, la nivel cu, deci așa, la nivel de miime. La miime, adică 10 la 3. Dar cum aș fi zis, la nivel de zecime de miime. Zecime de miime, adică... Era 4,5, nu? Era 3,4575. Deci Y-ul va fi... Încadrat 3,4575.